părăziți, avem un loc frumos în lume. Alb și violet ne sunt la piept culorile, ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Culturilor nu le stă de-acum nimic în cale, noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin, toți iubim echipa din Tribale și pentru ea trăim. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi, noi campioni am fost. Care suntem aici, vom susține mereu acest om, valoarea noastră. Fece Argeș există, Nicolae Dobrin există și vom trăi mereu în alb violet. Nu credeți că cumva autoritățile județene, orășenești, ar fi trebuit să marcheze altfel momentul ăsta, poate să-l marcheze într-un anume fel? Sunt convins că ar fi trebuit să se întâmple asta, însă situația de astăzi este ca și cum cei care au făcut fotbalul adevărat în Pitești sunt doar niște cuvinte după care se pun trei puncte. Și e păcat lucrul ăsta. În Pitești, totul va fi, zic eu, părerea mea, ceva de viitor și vom exista. Nu? În Pitești nu moare Pitești. În Pitești nu moare Nicolae Dobrin. Și lucrul cel mai adevărat este că doamna Gica Dobrin a făcut ca să ajute clubul Pitești să se reînființeze grupele de juniori pentru clubul acesta. Un mare lucru. Un lucru care face să țină în minte numele acesta. Nicolae Dobrin. Țineți cu totul minte. Nicolae Dobrin. Suntem părăziți, avem mult Dio Dome, Dobrinule, Oamnile, Nauci Violet, Oamnile, Adio, Dobrine, Adio,